Vicepremierul a menționat că astăzi a avut loc o discuție la nivel înalt cu privire la posibilitatea urgentării lucrărilor de reabilitare de la podul Mărăcineni. Grațiela Gavrilescu a dezvăluit că problema blocajelor cauzate de lucrări a ajuns și în atenția premierului Viorica Dăncilă. Ce pot să vă spun? Inclusiv că premierul Dăncilă a cerut ca graficul de lucrări să fie prezentat și să se țină firma de graficul de lucrări prezentat, astfel încât situația să fie deblocată cât mai repede, podul să fie finalizat și să nu mai fie niciun fel de problemă. În același timp vreau să vă spun că informațiile meteo nu sunt totuși liniștitoare, ținând cont că undeva până la jumătatea lunii august vom avea parte tot de ploi. Este o prognoză în continuare de ploi abundente, ploi torențiale, averse chiar și furtuni pe alocuri. Și zona dumneavoastră, din păcate, nu va fi, să spunem, decupată din acest context. Vicepremierul a precizat această informație în contextul în care deputatul Adrian Mocanu a declarat că a făcut o interpelare parlamentară către ministrul transporturilor. Încă nu am primit răspuns la acea întrebare, de aceea vă rog și pe dumneavoastră să ne dați o mână de ajutor cu podul de la Mărăcineni, să grăbim acolo lucrările, pentru că, așa cum ați spus-o, podul de la Mărăcineni nu numai că blochează Buzău, dar blochează România, în parte efectiv România. Și firma care este acolo și lucrează, cred eu că nu-și face cum ar trebui treaba. Este imposibil să dureze atât de mult. Lucrările, să sperăm că vor fi finalizate. Domnul deputat a pus această întrebare din dorința ca ele să fie finalizate mult mai repede și inclusiv înaintea termenului de 30 august. Este nu numai obligativitatea firmei, oricare este ea, și nu numai în acest contract, ci este contractuală pentru situații de urgență, că nu este o lucrare așa apărută întâmplător, ci care poate să pună în pericol, așa cum spunea domnul senator, să rupă țara pe partea aceasta chiar în două. Avem nevoie din toate punctele de vedere ca acest pod de la Mărăcineni să dea fluență circulației, deci ca atare trebuie ca toată lumea care este implicată ca acest contract să se finalizeze rapid, să se miște rapid. Potrivit proiectului asumat inclusiv de Ministerul Transporturilor prin CNAIR, firma constructoare este în graficul convenit de 130 de zile.